vă rog frumos, dragi domnișoare. Atenție mare, 1, 2, 3, dinții la control! Cum îi aveam pe afară. Tu nu ne-i arăspeți. Mă te feresc, pun foaia ca să, da. Cred că am vorbit cam mult de școală astăzi, da, Valentin, că așa mi-am amintesc, la școală era cu dinții și unghiile la control, mamă, nu? Și cu rigla, dacă nu, da. În fine, nu, altceva vreau să vă spun. Cu toții ne dorim un zâmbet de invidiat. Doar că fumatul, cafeaua, alimentele colorate nu prea ne ajută. Dar o pot face, în schimb, medicii dentiști. Da, e adevărat. Tehnicile de albire a dinților sunt tot mai diverse, de la albirea cu laser la cea cu lampă cu lumină albastră. Ce presupun și cât costă, aflați din materialul următor. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunt pregătită! Și eu! Ce veți face acum? O să facem o albire. Înainte pregătim pacienta și o să punem un gel barieră pentru a nu intra în contact materialul de albire cu gingie. Gelul nu este dăunător pentru gingie. Materialul de albire este ușor dăunător gingie. Închide. Perfect. La medic, indiferent de specializarea lui, prefer să stai cât mai puțin. Să scap de acolo, dar evident cu problema care te-a adus la el, rezolvată. Poate și de asta a ales Andreea albirea cu laser. Durează doar 20 de minute, iar rezultatul este vizibil imediat. Și nu vorbim de orice rezultat. Dinții pot fi mai albi cu până la 6 nuanțe. Un astfel de tratament costă între 1000 și 1400 de lei, iar procedura poate fi reluată după un an și jumătate. Ceva mai scumpe sunt însă fațetele. Fațete, vorbim de 1000 de lei per fațetă și poate să ajungă până la 1300 per fațetă, în funcție de materialul folosit. Și atunci, gândiți-vă că dacă vrem să ne facem frontul, vorbim de minim 6 dinți arcadă superioară și 6 dinți arcadă inferioară. Minim. Fațetele sunt de mai multe tipuri. Fațetele cu preparație, PrEP se numesc, și fațetele non-PrEP. Fațetele PrEP implică șlefuirea dinților. Dacă dinții au fost cariați și necesită acest lucru, atunci este o soluție foarte bună. Diferențele între cele două manopere ar fi că fațetele vin să repare anumite defecte ale dintelui pe care cu albire nu poți să le rezolvi. Pete care apar din cauza folosirii în copilărie a unor medicamente. Alea n-are cum să le scoată la o albire. În acest moment scoatem bariera de protecție de pe dinți și mucoasă. Și lăsăm pacientul să plătească. Ia, zâmbim larg. Ce culoare frumoasă și naturală aveți. Mi se pare că ar fi nenatural zâmbetul domnișoarei. De ce te-ai hotărât tu să... Pentru că am avut un zâmbet foarte alb și am consumat cafea, am consumat alimente care atacă în timp și am vrut să-mi păstrez același zâmbet și de aici încolo. Și m-am hotărât să apelez la o albire nedureroasă, durează puțin. Recomandările după albire sunt să nu consumați băuturi colorate în următoarele 4-5 zile. Da? Dacă sunteți fumătoare, încercați să reduceți numărul de țigări pe care le veți fuma în următoarele 4-5 zile. Da? Și tot ceea ce înseamnă aliment colorat, în următoarele zile ar trebui să
Să-l puneți direct în spatele dinților, adică să nu vină în contact cu partea din fața dinților. Avem și varianta ieftină, să știți. Bicarbonatul de sodiu, periajul cu bicarbonat, mai exact. Dar cam astea ar fi alternativele. Alte tratamente făcute acasă nu sunt indicate, atrag atenția specialiștii, pentru că în loc să obținem un zâmbet alb imaculat, putem distruge smalțul. Există chiar și saloane de înfrumusețare unde se fac albiri dentare. Dacă această albire dentară este făcută de un medic stomatolog și sub supravegherea unui medic stomatolog, atunci nicio problemă. Dar dacă persoana respectivă nu are competență în așa ceva, nu ar trebui făcut. Asta chiar este ciudat de prima dată când aud și bine că ne-ați avertizat să fim atenți. Eu să întrebăm dacă la acest salon lucrează un medic stomatolog. Eu nu am cunoștințe de așa ceva. Este ușor să urmăriți pe net și să vedeți tot felul de oferte. La prețuri mai mici, probabil, dinții, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie tratați într-un cabinet stomatologic.